Daniel. Integritatea lui Daniel la încercare. Profetul Daniel a fost un om ilustru. El constituie un exemplu strălucit de ceea ce poate deveni omul atunci când conlucrează cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Ne-a fost lăsat un scurt raport asupra vieții acestui bărbat sfânt al lui Dumnezeu, pentru încurajarea celor care aveau să îndure în scurgerea timpului încercări și ispite. Când poporul lui Israel împreună cu regele lor, cu nobilii și preoții, a fost duși în robie, 4 din aceștia au fost aleși să slujească la curtea regelui Babilonului. Unul dintre ei a fost Daniel, care de timpuriu se arătase un tânăr promițător, cu abilitate remarcabilă. Toți acești tineri erau de viță nobilă și sunt descriși ca fiind fără vreun cusur trupesc. Frumoși la chip. Înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepe, Daniel 1:4. Sesizând talentele deosebite ale acestor tineri captivi, regele Nebucadnețar s-a hotărât să-i pregătească pentru a îndeplini funcții importante în împărăția sa. Pentru a putea fi pe placul pe deplin calificați pentru o nouă viață la curte, potrivit obiceiului oriental, ei trebuia să învețe limba haldeilor, să fie supuși timp de 3 ani unui curs complet de educație fizică și intelectuală. Tinerii care făceau această școală nu aveau doar să fie admiși în palatul regal, ci să luau măsuri ca ei să mănânce din carne și să bea din vinul de la masa regelui. Prin aceasta, regele considera nu numai că le acordă o mare onoare, dar și că le asigură cea mai bună dezvoltare fizică și intelectuală pe care o puteau dobândi. Prin cărnurile de masa regelui erau și carne de porc și alte cărnuri pe care legea lui Moise le declarase necurate și care evreilor le era în mod expres interzis să le mănânce. În acest punct, Daniel a fost adus în fața unei încercări puternice. Să fie de partea învățăturilor părinților săi în privința cărnurilor și băuturilor, ofensându-l astfel pe rege și pierzându-și nu numai poziția, ci poate chiar și viața, sau să nu țină seama de porunca regelui. Și de favoarea sa. Și să nu asculte. Dar el nu a ales să se bucure de favoarea regelui, asigurându-și cele mai mari avantaje intelectuale și cele mai ademenitoare perspective lumești. Nu a stat mult pe gânduri Daniel. S-a decis să rămână ferm în integritatea sa, oricare ar fi fost urmările. El s-a hotărât în inima lui. Tu te-ai hotărât în inima ta? Contează mult hotărârea care o iei astăzi. S-a hotărât în inima lui să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului, nici cu vinul pe care îl bea împăratul. Am văzut persoane care s-au hotărât să facă un lucru, dar datorită impulsurilor și rugămintilor altor persoane a cedat. Uite că Daniel, când s-a hotărât, a rămas hotărât. Dumnezeu să ne ajute să fim hotărâți pentru bine. Astăzi sunt mulți care pretind că sunt creștini, ca Daniel, dar care ca susțin că Daniel era prea deosebit, considerându-l îngust și bigot. Îi consideră problema mâncării și a băuturii de prea mică importanță pentru a necesita o asemenea poziție, una care cere probabil sacrificiu în privința oricăror avantaje pământești. Însă cei care judecă astfel vor descoperi. Cei care judecă astfel vor descoperi în ziua judecății că s-au îndepărtat de la cerințele clare ale lui Dumnezeu și că au făcut din propriile lor păreri un standard în privința binelui și răului. Ei vor descoperi că ceea ce pentru ei era lipsit de importanță nu era la fel privit de Dumnezeu. De cerințele sale trebuie să ascultăm cu sfințenie. Cei care acceptă sau se supun unuia dintre preceptele sale pentru că le convine să facă astfel, în timp ce altele le resping, pentru că acestea ar cere sacrificiu, coboară standardul dreptății și prin exemplul lor îi conduc și pe alții să trateze cu ușurință legea cea sfântă a lui Dumnezeu,
Așa spune Domnul, trebuie să fie regula noastră în toate lucrurile. Daniel a fost supus celor mai puternice ispite pe care le-ar putea salta pe tinerii de azi. Cu toate acestea a rămas credincios educația religioasă pe care a primit-o în anii dinainte. L-a fost înconjurat de influența căror țintă era de a-l doborâ pe cei care oscilează între principiu și tentație. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu îl prezintă pe Daniel ca având un caracter fără prihană. Daniel nu a îndrăznit să se încreadă în propria lui putere morală. Rugăciunea era pentru el o necesitate. El a făcut din Dumnezeu tăria lui, iar temerea de Domnul era continuă înaintea lui în toate lucrurile vieții. Daniel avea darul blândeței autentice. El era credincios, hotărât și nobil. Căuta să trăiască în pace cu toți, fiind în același timp neclintit, precum cedrul cel falnic atunci când era vorba de principiu. În tot ceea ce nu venea în contradicție cu închinarea față de Dumnezeu, el era respectos și ascultător față de cei care aveau autoritatea asupra lui. Însă el avea un simț atât de înalt al datoriei față de Dumnezeu, încât cerințele conducătorilor pământești erau subordonate. Nici un motiv egoist nu îl putea determina să se abată de la datoria sa. Caracterul lui Daniel este prezentat ca un exemplu izbitor de ceea ce poate face harul lui Dumnezeu din oamenii decăzuți, datorită fiii pământești și întinați de păcat. Raportul vieții sale nobile de decădire de sine constituie o încurajare pentru noi, oamenii obișnuiți. Din exemplul său putem căpăta putere să rezistăm în mod nobil ispitei și să stăm neclintiți prin harul blândeții de partea binelui în cele mai grele încercări. Daniel ar fi putut găsi cele mai plauzibile scuze pentru a se depărta de obiceiurile sale, de cumpătare strictă. Însă aprobarea lui Dumnezeu era mai scumpă pentru el decât favoarea celui mai puternic monarh pământesc, mai scumpă chiar decât propria lui viață. Obținând datorită purtărilor deosebite favoarea lui demnitarul care se ocupa de evrei, Daniel a cerut să fie îngăduit să nu mănânce din cărul împăratului și să nu bea din vinul lui. Meltzar se temea ca nu cumva, din curs acestei cereri, să atragă asupra lui neplăcerea regelui și astfel să-i pună în primejdie de propria viață. Ca mulți din zilele noastre, se socotea ca o dietă cumpătată iar face pe acești tineri să fie palizi, bolnăvicioși, fără putere în mușchi, iar despre bucatele alese pe masa împăratului, credea că îi va face frumos și plin de sănătate și că vor fi în stare să ducă la îndeplinirea activitățile fizice și intelectuale. Daniel a hotărât ca problema să fie rezolvată prin punerea la încercare timp 10 zile. În această perioadă, urmând ca tinerilor evrei să le fie îngăduit să mănânce hrană simplă, în timp ce colegilor lor li se înfructau din bucatele alese ale împăratului, în cel din urmă cererea a fost aprobată și Daniel a simțit asigurarea care câștig de cauză. Deși era doar un tânăr, remarcase efectele vătămătoare ale vinului, ale traiului destrăbălat asupra sănătății fizice și mentale. La sfârșitul celor 10 zile, rezultatul a fost contrar așteptărilor lui Meltzar. Cei care avuseseră obiceiul cumpătate au fost, evident, superiori colegilor lor, care fuseseră îngăditori față de pofte, nu doar în ce privește înfățișarea. Nu doar în ce privește înfățișarea, ci în privința puterii fizice, tărie și tăriei morale. Chiar și tărie mentale. Ca urmare aceste încercări lui Daniel și tovarășilor săi, li s-a permis să-și continue dieta simplă pe toată perioada pe care aveau să fie instruiți pentru treburile împărăției. Domnul a aprobat hotărârea și căduirea de sine a acestor tineri evrei și binecuvântarea sa i-a însoțit. El a dat cunoștință și pricepere în toată știința și înțelepciunea, iar Daniel era priceput în toate vedenile și isele. La sfârșitul celor 3 ani de probă, când împăratul le-a verificat priceperea și cunoștințele, nu s-a gătit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți prăjitorii cititorii în stale care erau în toată împărăția lui. Viața lui Daniel constituie o ilustrație inspirată a ceea ce înseamnă un caracter sfințit. Este un exemplu pentru noi toți, dar în special pentru tineri. O ascultare strictă de cerințele lui Dumnezeu este benefic atât pentru sănătatea corpului cât și a minții. Pentru a putea atinge cel mai înalt standard al realizărilor morale și intelectuale, este necesar să căutăm înțelepciune și putere la Dumnezeu și să fim foarte cumpătați în toate obiceiurile vieții. În experiența lui Daniel și a tovarășilor săi găsim un exemplu al triumfului principiului cumpătării asupra ispitei de a îngădui pofta. Aceasta ne arată că prin intermediul principiului religios, tinerii